Bună seara, stimați telespectatori, Vrancea pitorească, Vrancea mioritică, Vrancea istorică, Vrancea cel mai frumos județ din lume. Nu-i așa, domnule primar? Bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, județul Vrancea are o salbă de localități care, unite, reușesc să aducă în fața tuturor celor care pășesc pragul județului nostru multe, multe, multe lucruri. Să aducă multă bucurie și multă lumină și în multe, suflet. Și multe lucruri care sunt unice în toată țara. Stăm de vorbă, stimați telespectatori, cu domnul Iulian Nica, primarul orașului Panciu. Panciu, am spus-o cu tot sufletul, orașului Panciu, nu orășelului Panciu. Panciu a început să arate ca un oraș important. Important a fost totdeauna, de fapt, Panciu, pentru că aici au fost fel de fel de... Dar acum arată foarte bine. Trec cu mare bucurie prin Panciu când merg spre Soveja. Deci este și un punct, este într-un punct strategic, nu, Panciu? Sau el însuși este, e aproape de Soveja, care e perla Vrancei și așa mai departe, aproape de Ecaterina Teodoroiu, peisaje deosebite, măgura odobeștilor străjuiește, are grijă de acest oraș. În sfârșit, despre ceea ce s-a mai realizat în orașul Panciu o să ne vorbească, bineînțeles, domnul primar Iulian Nica. Da, orașul Panciu a cunoscut foarte multe transformări în ultima perioadă, cel puțin în ultimii 15 ani. Am reușit să schimbăm fața orașului din toate punctele de vedere, pornind atât de la infrastructura care nu se vede, care este sub pământ, aici mă refer la apă, canal, gaz, până la partea de infrastructură pe care călcăm în fiecare zi și care o vedem zi de zi, aici mă refer la modernizarea și reabilitarea străzilor, asfaltarea străzilor, modernizarea cvartalelor interioare a blocurilor și, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă infrastructură în partea de instituții publice care sunt la nivelul orașului Panciu, mă refer la cele de educație, cele de privind sănătatea, dacă îmi permiteți, și cele educația, socială. Dacă îmi permiteți, într-adevăr, stimați telespectatori, la Panciu liceele arată excepțional. Licee care s-au remarcat și prin activitățile extrașcolare pe care știu că dumneavoastră le finanțați. Da. Haideți să spun, consiliul local. Mă refer la domnul profesor, domnul director, director Manovici, care are un cor excepțional pe care văd că dumneavoastră l-ați făcut să fie remarcat peste tot. În toată și țara, am uitat, în tot județ. În tot județul, am uitat să spun că filmăm într-o primărie nouă, o primărie, n-am văzut multe ca primăria de la Panciu, vă invităm să veniți, să o vedeți, pentru că, repet, niciodată nu fac o afirmație fără să o verific eu întâi. Felicitări și pentru această primărie. Dacă începem cu partea educațională, într-adevăr am reușit să schimbăm fața liceului teoretic Ioan Slavici Panciu prin proiectul Edu Panciu, care a reușit să aducă pentru elevi și pentru profesori un număr de peste 18 laboratoare, o sală multimedia, precum și modernizarea infrastructurii școlii. Aici mă refer la curtea interioară, la terenul de tenis și terenul de fotbal. Și, bineînțeles, dotările pentru fiecare laborator de specialitate în parte. În același timp, lucrăm acum în paralel la un proiect și pentru Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, care este un liceu de arte și meserii, fostul liceu de arte și meserii. Lucrăm pentru construirea unui corp cu 12 clase, cu 12 laboratoare și separat a unui corp cu 4 laboratoare pentru meseriile, pentru practică în meseriile pe care dumnealor le au în structura școlară. Spun asta pentru că încă nu s-a lansat linia de finanțare, axa de finanțare educațională, ea este încă în partea de draft, în partea de
dezbatere publică și așteptăm cu nerăbdare ca să reușim să depunem cât mai repede la finanțare, pentru că sunt deja 4 ani, din 2014 până în 2017, 4 ani care s-au pierdut și nu am reușit să depunem la finanțare anumite proiecte pe care ne le doream foarte, foarte mult. Același lucru s-a întâmplat și la Spitalul Roșinesc Panciu, pentru că nici axa de sănătate nu a fost lansată și acolo avem pregătite două proiecte importante care să completeze ceea ce am reușit să implementăm în perioada anterioară, în 2012-2015, cel cu ambulatorul și cu tomograf. Iar acum ne propunem extinderea ambulatorului prin crearea unui centru de primiri urgențe și prin crearea încă 3 secții, 3 specialități care în momentul de față nu sunt la nivelul Spitalului Rășinesc Panciu și completarea secției de computer tomograf cu un centru RMN pe care dorim să completeze tot ceea ce este în momentul de față la Spitalul Rășinesc Panciu. Ce vreau să vă mai spun e că chiar dacă în acești 3-4 ani de zile în care nu au fost deschise aceste linii de finanțare pe proiecte europene, pe POR, am reușit, cu bani de la bugetul local, să facem investiții, zic eu, importante, la toate nivelurile și, în principal, pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii. Aici mă refer la calea de acces către zona pieței agroalimentare din orașul Panciu, din zona fostului motel, a fostei cofetării, care face legătura și cu strada Aleea Nicolae Titulescu, pe care am modernizat-o, împreună cu calea de acces și parcarea centrului neuromotoriu și a parcării din zona administrației finanțelor publice Panciu, pe care le-am realizat anul trecut. În acest an am reușit să continuăm investițiile de la bugetul local cu modernizarea curții interioare a spitalului, pe care am reușit să o asfaltăm parțial, aproximativ 60%, pentru că doar atâția bani am avut disponibil în buget pentru anul acesta. Am reușit să refacem căile de acces principale atât la Spitalul Rășinesc Panciu, cât și la stația de ambulanță, iar la anul vom reface cealaltă restul de executat din curtea spitalului, vom moderniza, vom asfalta și, bineînțeles, cu toții am participat la Zilele Orașului Panciu, ediția 13 din această toamnă și ați văzut că am reușit să refacem calea de acces și parcările interioare din zona Casei de Cultură și a Parcului Casei de Cultură. Ne-am gândit că trebuie să gestionăm foarte, foarte bine și foarte atent banii de la bugetul local cu privire la investiții, pentru că trebuie să fie investiții importante și de care să ne bucurăm cu toții. Bineînțeles, anul viitor vom avea din nou o serie de investiții de la bugetul local. În afară de cea de la spital, va fi inclusiv calea de acces și sistematizarea orizontală de la centrul de bătrâni Sfântul Ioan din Panciu, din strada Mihai Viteazu, numărul 2, care în momentul de față, într-adevăr, nu arată deloc bine și vrem să schimbăm acea zonă. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, ați accesat fonduri europene în toată această perioadă? Da. S-au lansat puține axe de finanțare și, bineînțeles, am aplicat pe ele. Am depus acum 2 luni de zile reabilitarea termică a Policlinicii Orașului Panciu,
situată în Bulevardul Independenței. Am depus la finanțare un proiect de aproximativ 1 milion de euro. Acum așteptăm evaluarea lui și semnarea cât mai repede a contractului de finanțare pentru ca în primăvară să reușim să demarăm lucrările. Iar un al doilea proiect pe care l-am depus în cadrul grupului de acțiune locală Podgorea-Panciu, privind dotarea sistemului public de infrastructură și dezvoltare urbană a orașului Panciu, care se află în aparatul de specialitate al primarului, cu o auto specială dotată cu lamă și sărăriță pentru dezăpezirea pe timp de iarnă a tuturor străzilor aparținătoare orașului Panciu și cartierelor aferente. Vedeți, emisiunea se numește Vrancea Pitorească. Oriunde te duci în județul Vrancea, Vrancea este pitorească, la Panciu. Dar eu am mai spus ceva, omul sfințește locul, Dumnezeu ne-a lăsat peisaje, ne-a lăsat munți, ne-a lăsat ape, ne-a lăsat tot ce avem nevoie. Contează cum sunt administrate și iată că Panciu poate să fie printre locurile fruntașe din țară, pentru că cei de aici chiar se ocupă să înnobileze ceea ce ne-a lăsat cu atâta generozitate Dumnezeu. Da. Aveți aici, domnule primar, niște peisaje superbe, dar pe lângă peisajele superbe aveți o serie de monumente istorice. De monumente istorice pe care noi am reușit să le punem în valoare prin mai multe proiecte cu finanțare externă. Primul a fost Panciu, tradiție și spiritualitate panciană. A fost un proiect de promovare a tuturor obiectivelor turistice a orașului Panciu. Și cel de-al doilea proiect a fost cel cu privire la înființarea la nivelul orașului Panciu, într-un proiect pilot la nivel național, a Centrului Național de Informare Turistică Panciu, care nu face altceva decât să promoveze atât în mediul online, cât și în mediul direct, cu legătura directă cu cetățeanul, cu turiștii care vin la Panciu, să promoveze tot ceea ce înseamnă obiective turistice la noi. Spun asta pentru că avem importante monumente istorice, atât de clasă A cât și de clasă B, și aici vreau să amintesc cel de clasă Beciu Domnesc, cunoscut în rândul nostru al cetățenilor sub denumirea de Beciul lui Ștefan cel Mare sau Hrubele lui Ștefan cel Mare. Iar cele de clasă B sunt mai multe, principalul fiind paraclisul subteran al Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, și căruia îi se mai alătură și mormântul lui marelui scriitor Ioan Slavici, care este situat în cimitirul orașului Panciu, la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, coordonată de preotul paroh Aga Ștefan. Și, bineînțeles, în centrul orașului avem monumentul eroilor închinat celor care au căzut la datorie pe câmpurile de luptă, atât în primul război mondial, cât și în cel de-al doilea război mondial. Îmi aduc aminte, în urmă, cred că sunt 20 de ani, când a venit pentru prima dată la Panciu ca să realizez o emisiune și m-am dus să văd mormântul lui Slavici, care era îngrozitor, nu se făcuse nimic, era așa în paragină. Nu, și eu nu cred că... Acum 20 de ani era în paragină, la câțiva ani de zile s-a reabilitat și acum se poate merge să prindem, trebuie chiar să mergem să prindem o lumânare și astăzi. Acum când filmăm este o videnia, este o sărbătoare foarte mare și domnul primar Iulian Nica ne-a invitat să mergem și la Mănăstirea Braz. O să mergem împreună și... să vedem toate aceste locuri frumoase și cu această ocazie o să le vadă și toți telespectatorii noștri și pe care îi așteptăm cu brațele deschise în orașul nostru să-l viziteze și să vadă aceste locuri care într-adevăr nu fac decât să ne bucure și să fim mândri că noi, la nivel de oraș, reușim să avem locuri pe care să le punem în valoare și să le cunoaștem cu toții
cu toții care trăim în țara noastră, și în România. Nu numai, și nu numai. Bineînțeles, pentru nu numai. Că, să știți, domnul primar, ideea de a face această emisiune este nu numai pentru noi cei de aici. Vreau să vină cei de afară la noi în România și să spună ce frumos este în România, ce oameni sunt în România, ce lucruri minunate sunt în România. Apropo de vizitatori, cei care vin aici, poftim, vreau din țară sau au unde spun, să doarmă, au hoteluri, au unde să mănânc. În zonă sunt structuri de primire turistice, atât la nivelul orașului Panciu, cât și în împrejurimi. Aici mă refer să nu dați nume de firme, toate localitățile, nume de firme. Și vreau să vă spun că ceea ce am reușit să facem noi pe parte turistică, anul acesta ne-am bucurat de vizita foarte mulți turiști, atât din țară, cât și din străinătate. Aici mă refer la frații noștri de peste Prut. Au venit două grupuri din Republica Moldova care au venit și au vizitat orașul Panciu și au vizitat locurile despre care noi vorbeam mai devreme. Au venit grupuri turistice și din țară, vreau să spun din zona Aradului, din zona Oradea, care la fel am rămas și noi plăcut impresionați pentru că au dorit să vină să viziteze orașul nostru. Orașul dumneavoastră, care spun, este așezat foarte bine, se poate merge la Ecaterina Teodoroiu, se poate merge la Movilița, se poate merge la Soveja, poate da Dumnezeu ca Soveja să da, orașul Panciu este amplasat, să spunem așa, într-o zonă care face legătura cu partea de nord, să spunem, a județului Vrancea. Se află situat la mijlocul distanței dintre Tișița și Soveja, pe drumul național DN2L și, bineînțeles, trecând prin Panciu către Soveja, putem vizita și alte locuri frumoase, cum ați amintit dumneavoastră, Comuna Străoane, unde avem ridicat monumentul în cinstea Ecaterinei Teodoroiu, după aia către Soveja, la mausoleul de la Soveja, la mausoleul de la Mărești și, bineînțeles, către Casa Memorială Boșiu în Roată de la Câmpuri și tot așa. Sunt foarte, foarte multe obiective și putem face așa un traseu. Sigur că în da. Care să ne bucurăm și să vedem în același timp foarte, foarte multe lucruri care țin de istoria noastră a românilor. Foarte aproape este să putem ajunge de aici, de la Panciu, pe la satul nou, la dreapta, pe șoseaua mare care duce spre Ojdula, spre Lepșa. Spre Ojdula, spre Lepșa. Șosea excepțională. Modernizată și reabilitată. Reabilitată. Cine spune că nu s-a făcut nimic în județul Vrancea, nu-mi place să ascult lucrurile astea, pentru că am fost și am văzut cu ochii mei, s-au făcut foarte multe lucruri în județul Vrancea, sunt foarte multe lucruri de văzut și mi-aș dori ca să ne dăm mâna cu toții și să facem tot ce se poate face ca Vrancea să fie într-adevăr cel mai frumos județ în lume, așa cum spun eu de o bună bucată de timp, după ce am văzut cu ochii mei niște lucruri nemaipomenite. Domnule primar, v-aș ruga acum să mergem pe teren. O să mergem să vedem și lucruri importante. Vreau să vă mai spun că în această toamnă o să încheiem un alt proiect de modernizare și asfaltare a unui număr de 12 străzi din orașul Panciu, cel despre care vorbeam anul trecut, cu privire la modernizarea străzilor din zona centrală a orașului Panciu. În momentul de față lucrăm și vom încheia proiectul cu strada Mihai Eminescu și strada Dumbravei, care face legătura între orașul Panciu și cartierul Necu, și pe care o să vedeți că, într-adevăr, schimbă toată zona respectivă, care era o zonă foarte, foarte... Deci strada era inaccesibilă și, bineînțeles, în urma unor ploi abundente sau în urma unor căderi masive de zăpadă, era inaccesibilă. Și acum o să fie... Iar acum o să fie la standard de
europene. Europene, normale, o să se circule foarte, foarte ușor și, bineînțeles, am reușit să facem acele canale de preluare apelor pluviale, care se vor descărca direct în pârâul Hăulita, unde este amplasat și podul de la Hazna, din zona punctul Hazna. Și nu vom, sperăm că nu vom mai avea probleme de aici încolo. Și să nu uităm, domnule primar, șampania de Panciu. Panciu totdeauna a fost celebru prin Podgoria, Podgorile prin Podgoria pe care... Panciu, prin vinurile sigur noastre, da. Un vinuri speciale, datorită solului care au reușit ca vinurile noastre să fie mai, un pic mai acidulate decât celelalte vinuri din alte podgorii și, bineînțeles, să fie căutate foarte, foarte mult pentru producerea șampaniei, exact așa cum spuneați și dumneavoastră. Repet, Vrancea este o zonă turistică excepțională. Eu spuneam, mă gândeam și eu așa, că nu știu cât contează părerea mea, dar noi am putea să trăim foarte bine din turism. Și dacă turismul o să fie, eu știu, impulsionat mai mult, cred că și nivelul de trai al oamenilor o să fie altul. Da, bineînțeles că turismul poate fi corelat și cuplat și cu partea asta de agricultură. Sigur, sigur, sigur. Și, bineînțeles, se pot face multe lucruri frumoase, se pot aplica inclusiv pe proiecte cu finanțare externă, Europeană, pe partea sigur. De AFIR, pe partea de GAL, și pot fi făcute lucruri frumoase care să ajute, bineînțeles, pe toată lumea, atât pentru cei care muncesc, cât și cei care vizitează orașul nostru. Domnule primar, eu sunt oarecum mirată că într-un timp foarte scurt, dumneavoastră sunteți la al doilea mandat, da. Dar într-un timp relativ scurt ați realizat foarte multe lucruri, am observat că sunteți o fire foarte ambițioasă. Am reușit să ținem ștafeta ridicată. Asta e foarte și, bine, excepțional. Bineînțeles, nu vom reuși, nu vom da înapoi niciodată, indiferent de cât de greu ar fi, pentru că am învățat să muncim, ne place să muncim și, bineînțeles, vrem să fim acolo undeva sus, ca să reușim să fim cunoscuți, pentru că orașul Panciu merită să fie cunoscut de toată lumea. Foarte adevărat, și acum vă rog frumos să mergem pe teren, să le arătăm telespectatorilor că tot ce am spus este adevărat. Unde mergem, domnule primar, acum? Suntem în zona centrală a orașului Panciu. Imediat lângă sediul primăriei se află Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Aici, la intersecția străzilor Eliade Rădulescu cu Titu Maiorescu, este o clădire nouă pe care am construit-o la finalul anului 2015. Ce importanță are această clădire? Ce se face? Aici sunt promovate, prin intermediul acestui centru de informare turistică, cetățenii vin și iau date despre monumentele, despre obiectivele turistice care pot fi vizitate la nivelul orașului Panciu. Și acum intrăm pe Bulevardul ăla super, plin de castan, vara, plin de flori. Da, suntem pe Bulevardul Independenței, unul din principalele obiective de investiții pe care le-am realizat, de fapt și cel mai mare, este cel care se află pe partea stângă, este vorba de Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu. Asta este prima clădire de laboratoare prin care se face și accesul în cadrul instituției. E foarte modernă, foarte frumoasă, una dintre cele mai frumoase școli din țară, aș putea să spun. Da, a fost cel mai important proiect al nostru, cel pe educație, EduPanciu. Și, bineînțeles, aici copiii pot să-și desfășoare activitatea, pot învăța alături de cadrele didactice în condiții la standarde europene. Avem dotări de ultimă generație, avem calculatoare în fiecare laborator. Unde mergem acum?
domnule primar? Suntem pe strada Nicolae Titulescu, care traversează orașul Panciu de la un capăt la altul. În zona centrală este amplasat monumentul eroilor, care a fost ridicat în cinstea celor care au căzut pe câmpul de luptă în primul război mondial. Bineînțeles, și acest obiectiv a fost modernizat și reabilitat cu fonduri europene în anul 2014-2015. Spuneți-mi, vă rog, în spatele lui se află celebrul stejar, care are deja aproximativ 100 de ani. Deci acesta este monumentul. Ați fost sâmbătă la plantat de stejari? Da, sâmbătă am participat împreună cu un grup de peste 160 de persoane, cetățeni ai orașului Panciu, cu care am participat la proiectul inițiat de președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, cu privire la înființarea Parcului Memoriei Naționale pentru plantarea a 335.000 de arbori, de stejari, în cinstea ostașilor care au căzut la datorie pentru țară în primul război mondial. Aici avem spitalul, celebru spital din Panciu. Aici avem spitalul orășenesc Panciu, care în momentul de față se află în procedură de reacreditare. Avem o echipă de la Ministerul Sănătății formată din 4 evaluatori, care timp de o săptămână va evalua activitatea spitalului orășenesc Panciu. Acum mergem spre Soveja? Da, acesta este drumul care duce către Soveja, către cartierul Crucea de Sus și Neicu din orașul Panciu. O să mergem să vedem acum și cele două străzi care fac legătura cu cartierul Neicu. Este vorba de strada Dumbrava și strada Mihai Eminescu, care se află în plină modernizare. În această săptămână vom turna stratul de asfalt și ocazie cu care se va încheia și proiectul nostru, reabilitarea și modernizarea tramei stradale din zona centrală a orașului Panciu. Vreau să vă spun că luna trecută am reușit să finalizăm și asfaltarea străzii Silvestru Jim, care face parte integrantă din varianta de ocolire a orașului Panciu. O luăm acum pe una dintre străzi. La stânga, aici așa o să vedem. Uitați-vă ce peisaj este, de-aia am spus că e Vrancea pitorească, Vrancea turistică, Vrancea minunată, mioritică și așa mai departe. Superb, aici se poate face o stațiune, aici la Panciu, domnule primar. V-ați gândit la asta? Nu ne-am gândit până în momentul de față, dar dacă vom continua așa cu multe proiecte de investiții și bineînțeles cu alte idei noi, vom reuși ca orașul Panciu să devină într-o bună zi și stațiune turistică. Asta ar fi ideal. Am văzut că și șoseaua spre Soveja este asfaltată, se poate ajunge foarte ușor. Da, vreau să vă spun că zonele, căile de acces către orașul Panciu au fost modernizate cu sprijinul Consiliului Județean și cu al domnului președinte Marian Oprișan. Vreau să vă spun că atât intrarea orașului Panciu dinspre Haret a fost modernizată, a fost modernizată de asemenea și intrarea dinspre comuna Movilița, Păunești. De asemenea a fost modernizat și drumul național DN2L, încă de acum aproximativ 10-12 ani, și bineînțeles calea de acces dinspre comuna Țifeș-Boloteș, care la fel drumul județean a fost modernizat. Unde mergem acum? Suntem pe o șosea? Suntem în zona care va fi asfaltată săptămâna aceasta, pe strada Mihai Eminescu, care urcă către dealul Neicul din orașul Panciu.
Deci săptămâna viitoare venim pe un drum asfaltat aici? Da, aici pe partea stângă și pe partea dreaptă vedeți exact cum se lucrează la canalele de preluare apelor pluviale pentru a nu apărea alte disfuncționalități ale străzii pentru a fi pentru a reuși colectarea lor către un canal colector direct în Pârâu Hăulita. Iar aici, în zona bisericii din cartierul Neicu, bineînțeles, se va face un racord către strada Răscoala din 1907. Ce biserică este aici? Și asta este biserica din cartierul Neicu. Acum ne vom îndrepta către intrarea în orașul Panciu, dinspre comuna Străoane, în punctul Rânghianu, unde de mulți ani de zile e amplasată o troiță foarte, foarte frumoasă. Aici, în punctul Rânghianu, la intrarea în orașul Panciu dinspre comuna Străoane, în anul 2007, împreună cu credincioșii și cu familia Constantinescu din București, doamna Constantinescu, alături de părintele paroh de la acea vreme, părintele Merloiu, și cu sprijinul nostru al administrației publice locale, s-a reușit ridicarea acestei troițe, care întâmpină pe toți cei care intră în orașul Panciu și, bineînțeles, pe cei care locuiesc aici, în cartierul Neicu al orașului nostru. Încolo se văd munții. Da, în fundal avem Măgura Vrancei, care se vede foarte, foarte frumos de aici. Dar nu numai Măgura, se văd munții de la Soveja, munții Vrancei, care sunt cu totul special, sunt de o frumusețe rară și invit pe toți cei care avem vor. Avem peisaje frumoase în oraș. Faceți o stațiune Păcat aici. Că în momentul de față a căzut frunza de la vie, ca astfel puteam să vedem și podgoriile noastre care ne fac renumiți cu vinurile albe și roșii produse în mod tradițional la noi aici la Panciu. Foarte frumos. Unde mergem acum, domnule primar? Ne vom îndrepta către cimitirul orașului Panciu, în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pentru a vedea mormântul marelui scriitor Ioan Slavici. Ne aflăm pe strada Silvestru Jim, care face parte integrantă din varianta de ocolire a orașului Panciu. Acum suntem la intersecția cu strada Mihai Viteazu. Această zonă a fost modernizată și reabilitată. A fost create inclusiv două canale de preluare a apelor pluviale pentru a preîntâmpina curgerile masive de apă în urma ploilor abundente către curțile cetățenilor din zonă. Mergem spre cimitirul orașului Panciu, în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la părintele Aga Ștefan. Aici vom vedea mormântul marelui nostru scriitor, Ioan Slavici, care poartă, al cărui nume îl poartă și liceul teoretic din localitate. Liceu care vă face mare cinste, să știți. Liceu în care vom păși imediat ce ne vom reîntoarce în oraș, să vedem cu toții condițiile în care își desfășoară activitatea, cadrele didactice și elevii. Foarte mult asfalt văd. Asta dă așa o notă de bună cuvință, să știți. Da, am reușit în ultima perioadă să asfaltăm marea majoritate a străzilor. Nu mai avem foarte, foarte multe de asfaltat. Sunt în jur de 14-15 străzi și în principal în cartierele aparținătoare orașului Panciu. În cadrul unui proiect pe care îl vom demara în anul viitor, în 2018, și sperăm ca până în 2020 acesta să fie finalizat. Place, stimați telespectatori, că văd asfalt. Uitați, de când am intrat în Panciu, n-am mers pe niciun fel de bucățică de pământ, numai pe asfalt.
Și asfaltul marcat, foarte frumos, foarte frumos. Da, am avut foarte multe proiecte, două proiecte mari și importante în care am reușit să asfaltăm, după cum spuneam mai devreme, marea majoritate a străzilor. Acum intrăm în curtea Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din Panciu, în cadrul căreia avem amplasat mormântul lui Ioan Slavici. O să ne îndreptăm către el. El se află undeva la jumătatea cimitirului, pe partea dreaptă. Domnule primar, vine lumea să viziteze acest mormânt al marelui nostru scriitor? Da, sunt persoane care vin și vizitează mormântul lui Ioan Slavici, aprind lumânare și chiar, bineînțeles, se fac depuneri de coroane, atât în luna ianuarie, cât și în luna august, pe 18 ianuarie, la data nașterii marelui scriitor, cât și la data trecerii lui în neființă, pe 17 august, atât noi, ca administrație locală, împreună cu Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu, reușim să facem împreună activități dedicate marelui scriitor și vreau să amintesc că sunt deja 15 ani, din 2003, 14 ani, de când se sărbătoresc zilele Liceului Slavici în zilele de 17-18 ianuarie. Este foarte frumos ce se întâmplă aici la Panciu, dar Ministerul Culturii ar trebui să fie mai atent, ar trebui făcut o piatră funerară pe care ei să o financeze, pentru că Ioan Slavici e unul dintre marii noștri scriitori care înseamnă carte de vizită pentru România. Ne îndreptăm către Mănăstirea Braz, către Paraclisul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie. Suntem pe strada Ioan Slavici, stradă care coboară către mănăstire, din zona centrală a orașului Panciu. Și aici văd că este asfaltat. Da, aici s-a asfaltat în anul 2003 această zonă, iar în anul 2014-2015 s-a asfaltat strada Progresului, strada Rozelor și strada Ioan Slavici, care reprezintă calea de acces către Mănăstirea Braz, dinspre cartierul Satul Nou. La ce perspectivă frumoasă este aici, cu măgura care străjuiește, nu? Da, în spatele Mănăstirii Braz avem dealul Neicului, iar pe fundal se vede foarte, foarte frumos măgura Odobeștiului. Strada Rozelor este în satul, adică e în Satul Nou. Cartierul Satul Nou, cartierul, da. Cartierul Satul Nou. Ce e sus acolo, e mănăstirea, ce se vede? În partea dreaptă avem schitul Sfântului Ioan, care ține tot de Mănăstirea Braz. Este un schit mai mic, dar foarte, foarte vechi, care, bineînțeles, a prins și el din nou viață cu ajutorul maicilor de la schitul Braz, de la Mănăstirea Braz. Da. Mi-aduc aminte că am fost odată pe aici, pe jos, când aveam vreo 14 ani, am venit în vizită la o persoană care locuia pe strada Rozelor. Da, este calea de acces din cartierul Satul Nou către mănăstire, dinspre drumul național de Nedoiel, care a fost modernizat, v-am spus, în 2014-2015 și, după cum veți vedea imediat, tot în cadrul aceluiași proiect, a fost modernizată și calea de acces către Mănăstirea Braz, inclusiv reabilitarea podețului și refacerea malurilor de sprijin din cadrul pârâului Hăulita, care trece pe lângă Mănăstirea Braz. Au fost făcute inclusiv gabioane de apărare,
iar în partea stângă avem o încăpătoare parcare pentru toți vizitatorii care vin să pășească pragul mănăstirii Brazi. Suntem în incinta mănăstirii, de fapt în curtea mănăstirii, și cu multă amabilitate Maica Eusebia a dorit să stea un pic de vorbă cu noi. Ce m-a frapat a fost acest zid, Maicuță. Ce zid este? De când datează? După tradiția locului, zidul ar fi din secolul al XVII-lea. Ridicat de Sfințit Mucenic Teodosie, fost mitropolit al Moldovei în 1674, decapitat de tătare aici la Mănăstirea Brazi, ale cărui moaște sunt așezate spre închinare în biserica mănăstirii. Este una dintre mărturiile istorice rămase din secolul al XVII-lea, care dovedește vechimea și trăirea monahală pe aceste meleaguri. Dumneavoastră de câte vreme locuiți aici? 26 de ani. Mulți înainte. Și în acești 26 de ani ați văzut multă lume care a venit aici. Da, vin foarte mulți vizitatori, unii ca pelerini, alții turiști, alții credincioși, care sunt atrași de frumusețea locului, de liniștea locului și vin să se închine cu evlavie la moaștele Sfântului Teodosie. Spuneți-mi, vă rog, toate clădirile care sunt aici, că sunt câteva și foarte frumos realizate, sunt mai noi sau sunt unele care datează mai de mult? Nu, în 1990 aici nu mai era nimic decât o grămadă de moluși și bălării. Aici? Da? Aici, da. Primele două măicuțe, Maica Stareță Iustina Angheluță, prima stareță a mănăstirii, și Maica Pavelina Cafagiu, a doua stareță, s-au nevoit în acel beci. Zidul despre care ne-ați întrebat dumneavoastră, acolo au locuit? Acolo unde vedeți cele două uși, nu era absolut nimic decât o vatră goală, și pentru că nu au avut unde să stea, s-au nevoit un an, 1990-91, în acel beci, care le-a ținut și de dormitor, și de biserică, și de alte... Erau alte numai ele două și locuiau aici? Da, da, ele amândouă, apoi am venit noi alte două măicuțe în 91 și s-a format un nucleu care a dus la înflorirea acestui așezământ. Cine v-a ajutat să faceți acest? Pentru că, într-adevăr, aici s-au făcut foarte, foarte multe lucruri. Ați fost ajutate în mod deosebit? Ajutate? În primul rând, noi spunem că, și așa este, că am fost ajutat de sfinții care s-au nevoit pe aceste meleaguri. Tot ce s-a ridicat, s-a ridicat cu obolul creștinului, de rând. Deci au venit oamenii și au... Oamenii care au dorit să se refacă acest așezământ. Și dorința lor a fost și s-a realizată. Și câte măicuțe sunteți acum aici? 15 măicuțe. 15. Deci toate clădirile sunt ridicate între 91-90 și 2000 vatra de sus, incinta veche o socotim acum, iar jos în vale avem Biserica Mare, ridicată între anii 2010-2014, care poartă hramurile Pogorârii a Sfântului Duh și Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie. Și care arată foarte bine, eu am fost acum o biserică în stil ștefanian. Da, foarte frumoasă. Mi-ar plăcea să vin odată să facem o emisiune numai despre aceste locuri lăsate de Dumnezeu, excepționale. În momentul în care intri aici... Dumnezeu a vrut să se refacă. Dumnezeu a vrut. Și El lucrează prin oameni. Oamenii sunt chivernisitorii. Domnul primar vă ajută cu ceva aici în, la mănăstire? În anul 2010, între anii 2010-2014, primăria orașului Panciu, domnul Petre, apoi Dumnezeu Ioan, Dumnezeu să-l ierte, apoi a continuat proiectul domnul primar Iulian Nica de refacerea paraclisului subteran, restaurarea lui, un obiectiv turistic unic în zonă. Paraclis subteran, care avea mult mai multe chilii, dar bine, s-a făcut o parte, s-a refăcut, odată cu aceasta a înflorit și incinta mănăstirii prin refacerea curții, parcarea, stabilizarea malurilor, podul și un kilometru de asta. Se vine, da, în condiții bune aici. Și e o minune faptul că tot Sfântul a lucrat prin cei doi primari să se refacă acest ansamblu subteran monahal după 300 de ani, să fie repictat. Excepțională zonă, stimați telespectatori, e un loc chiar că
lăsat de Dumnezeu cu mâna lui, cum îmi place mie. De fapt, toate sunt cu mâna lui, dar aici se simte așa o liniște cu totul aparte, nu? Da, și noi spunem că sunt rugăciunile sfinților, că mai sunt sfinți care lucrează și se roagă, s-au nevoit. Primii doi pusnici, Sava și Teofilact, nevoitor din secolul 17, apoi eroschimonahul Dimitrie, care a descoperit moaștele Sfântului Teodosie în 1842, martor fiind un alt sfânt român, Sfântul Antipa de la Calapodești, care a stat nevoit și el aici la Braz 2 ani. Multe se pot spune, este o istorie a acestui loc. O să vin cu permisiunea dumneavoastră într-o zi. De cultură și spiritualitate, dacă ne amintim și faptul că aici a fost înmormântat scriitorul Ioan Slavic în 1925 și un alt scriitor român, Gala Galaction, a tradus o parte a Bibliei cu Vasile Radu, savant în limbi orientale, tot aici, în chiliile mănăstirii. Vin odată să facem o emisiune în care să ne povestiți pe îndelete toate aceste lucruri care trebuiesc știute de toată lumea. Să rămână și vă mulțumim din suflet. Cu drag, Dumnezeu să ne ajute și să ne dea sănătate și mântuire tuturor.